Caz șocant însă cele. Un elev din clasa 6 a liceului teoretic George Moroianu a fost bătut de profesorul de geografie. Totul s-a întâmplat într-o pauză când profesorul l-a surprins pe cel mic că a lovit un câine care se afla în curtea școlii. Tatăl copilului este revoltat și nu poate admite ceea ce i s-a întâmplat copilului său. Din cauza celor întâmplate, cel mic are coșmaruri și se trezește noaptea plângând. A bătut profesorul efectiv până a făcut copilul pe el? Deci a tras trei palme, de cred că i-a zdruncinat creierii în cap la copil. Deci eu aș vrea să poate își dă seama sau poate nu își dă seama, domn profesor, ce înseamnă la un copil de 12 ani să-i tragi, să-i dai la un copil cu puterea unui matur să-l lovești un copil de 12 ani. Copilul a zis, tati, cu așa o sete m-a lovit, de am făcut pe mine. Copilul acuză, mai ales în ziua aceea, acuzat dureri de cap. No, în fine, într-una dintre nopți s-a trezit plângând. Copilul a fost foarte speriat, foarte stresat de ceea ce s-a întâmplat. Adică noi nu îi lovim, nu îi batem pe copii, îi trimitem la școală să învețe și, din păcate, se întâmplă tot felul de chestii. După toate cele întâmplate, în momentul în care mama elevului a ajuns la școală pentru a vedea ce se întâmplă cu cel mic, aceasta a fost tratată într-un mod josnic de către directorul școlii. Domnul director era acolo, pe hol, când s-a dus soția la școală și i-a spus domnului profesor, haide, du-te la oră, domnule profesor, că doamna are chef de ore de psihologie. Deci asta a fost atitudinea domnului director care conduce o instituție, unde, după părerea mea, nu știu cum poate să catalogheze cineva evenimentele astea. Nu știu. Această atitudine arogantă o are mereu domnul director? Din păcate, cred că da. Și asta nu trebuie să o spun eu. Trebuie văzut. Domnul director probabil că poate nu mai are răbdare atâta, fiind la o vârstă care ar trebui să se retragă, zic eu. Cu aceeași atitudine arogantă a domnului director au fost tratați și reporterii Brașov TV, care au fost lăsați să stea în fața școlii mai bine de 30 de minute, sub pretextul că nu există cheia de la poartă, aceasta fiind doar în posesia femeii de serviciu, care la acel moment era plecată din unitatea școlară. Ne întrebăm oare ce se întâmpla dacă era nevoie de intervenția medicilor sau a pompierilor, cât respectiva doamnă nu era în instituție. Marți vom avea concluziile comisiei și marți vom avea... Nu astăzi, spre un punct de vedere. Nu vi-l dau astăzi, pentru că nu cunosc bine situația. Nu vi-l dau astăzi, pentru că nu cunosc bine situația. Nu vi-l dau astăzi, pentru că nu cunosc bine situația. Avertizat de ceilalți colegi că a fost văzut de profesor în momentul când a lovit cățelul, copilul ar fi spus, și ce dacă m-a văzut chelul? Acela este momentul în care profesorul s-a enervat foarte tare și a reacționat într-un mod care nu are nicio legătură cu educația. Asta v-a deranjat, de aici a pornit, de fapt, reacția dumneavoastră? Reacția mea, da, pe fondul acestor două motive, să zic așa. Odată că a lovit un animal care era absolut nevinovat, era un cățeluș în definitiv, da? Și doi, faptul că m-a jignit, adică pe față. Problema cea mai gravă este că acest copil nu este la prima batere disciplinară. Deși eu nu am ore la această clasă, eu am mai avut situații în care am avut de-a face cu acest elev vis-a-vis de violența pe care o manifestă la ore, violența care o manifestă față de colegi pe coridoare sau în timpul orelor. Dar dumneavoastră, ca și cadru didactic, trebuie să oferiți un exemplu. El, pentru că a lovit un animal, dumneavoastră v-ați gândit să-l loviți și dumneavoastră să-i dați un exemplu sau care a fost ideea? Pur și simplu, e condamnabil ceea ce am făcut, regret. A fost o chestie, nu știu, de moment, instinctivă, nu, probabil e greu sau e poate exagerat de... Este prima dată când faceți un astfel de gest? Bineînțeles că n-am avut astfel de situații. E regretabil, regret incidentul, îmi pare rău că s-a ajuns la așa ceva. Nu am nicio scuză pentru ceea ce s-a întâmplat. Și noi nu putem declara că cineva este vinovat până nu se finalizează cercetarea. Dacă cercetarea va confirma această sesizare, din punctul nostru de vedere, dar așa și este și pe metodologie, este și firesc, astfel de persoane nu au ce căuta în învățământ. Poliția municipiului Săcele a fost sesizată în data de 14 noiembrie anul curent de către un părinte al unui elev care urmează cursurile unei unități școlare din municipiul Săcele cu privire la faptul că fiul său ar fi fost agresat fizic de către un profesor. Cu privire la acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, dosar instrumentat sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Brașov, în care se va propune soluția legală la finalizarea cercetărilor.
Deși cazul trebuie analizat până săptămâna viitoare marți, conducerea școlii a spus că mâine se va afla deznodământul anchetei și se va decide ce măsuri vor fi luate. Familia copilului este hotărâtă să-l acționeze pe profesor în judecată. Șeful PSD Brașov, Marius Dunca, a pierdut procesul intentat fostului coleg de partid, Sorin Susanu, prin care îi cerea acestuia numai puțin de 2 miliarde de lei vechi daune. Dunca susține că în urmă cu un an, când Susanu a fost exclus din PSD Brașov, ar fi făcut afirmații denigratoare la adresa sa și trebuie să plătească. Potrivit purtătorului de cuvânt al judecătoriei Brașov, Vanda Sâmpetru, acțiunea lui Marius Dunca a fost respinsă și reclamantul trebuie să achite 10.000 de lei cheltuieli de judecată. Sentința poate fi atacată la instanța superioară. Șeful PSD Brașov, Marius Dunca, nu a fost găsit la telefonul mobil pentru un punct de vedere. Tensiunile dintre Marius Dunca și Sorin Susanu au început în 2018, când actualul șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului a fost dat afară din PSD Brașov. Susanu îl acuza la acea vreme pe Dunca de presiuni. Pe 4 noiembrie, Sorin Susanu a mai obținut o victorie în instanță. Curtea de apel a anulat decizia prin care a fost dat afară din partid, dar hotărârea nu este definitivă. Număr record de apeluri la 112 cu privire la prezența urșilor în județul Brașov. În acest an au fost preluate un număr de 161 de apeluri privind interacțiunea cetățenilor cu urșii, în creștere cu 209% comparativ cu anul 2018, când au fost gestionate un număr de 52 de astfel de situații. În peste 75% din cazuri, prezența animalelor sălbatice nu a putut fi confirmată. Intervenția jandarmilor și a polițiștilor constau în avertizarea populației care se află în zona respectivă și luarea tuturor măsurilor de securizare a perimetrului și, de asemenea, intervenția pentru îndepărtarea ursului către pădure pentru a nu pune în pericol comunitățile care apar. Sesizări cu privire la prezența urșilor au apărut în Predeal, Brașov, Făgăraș, Teliu și în alte zone limitrofe Brașovului. În afara urșilor, oamenii mai au și grija mistreților și a virusului de pestă porcină. În zona Vomorod, acum ceva vreme, au fost găsiți mistreți care sunt purtători, au fost cadavre de mistreți cu pestă porcină. Asta a fost îngrijorarea noastră. Suntem foarte atenți, mai ales că, așa cum v-am spus, în zona respectivă a fost declarat un focar de pestă porcină prin descoperirea celor trei cadavre de porci mistreți în urmă cu ceva vreme. Autoritățile recomandă să nu vă apropiați de animalele sălbatice, să nu încercați hrănirea lor și să sunați cât mai repede la numărul unic de urgență 112. Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este sărbătorită în fiecare an pe 20 noiembrie. La Brașov, cei mici s-au bucurat de această zi prin participarea la diferite activități. Copiii trebuie respectați indiferent de rasa, etnia sau naționalitatea fiecăruia, de culoarea pielii, de limba vorbită, de religia practicată, indiferent dacă sunt fete sau băieți. David, ce drept ai scris tu? Dreptul la educație, super! Și vreau tu să iei un marker și să treci de la balonul tău până la mânuța ta. Să scrie de sub numele, sub tine. În societatea actuală devine din ce în ce mai acută necesitatea standardizării drepturilor copilului și mai ales a respectării acestora. Este foarte important să ne protejăm copiii, este foarte important ca ei să-și cunoască drepturile. Principalii responsabili de creșterea copiilor într-un mediu armonios sunt, în primul rând, părinții. De a primi o educație ca afară, în primul rând, și de a trăi în niște condiții bune. Dacă stau să mă gândesc, ca și copil, nu se gândesc ei. Noi trebuie să le oferim o viață bună, un drept la viață, să aibă o viață liniștită, cu pace, cu bucurii, și atunci îi vezi că și cresc alături de noi și ne bucurăm atât să bucură ei, cât ne bucurăm și noi. După părinți, adică ascultă de părinți și părinții au cea mai mare influență asupra copiilor și adulții în general. Fiecare copil are dreptul la viață, la educație, la sănătate și la protecție.
Festivalul Fulg de Nea revine la Brașov. Zeci de concurenți veniți din diferite orașe vor participa săptămâna aceasta la cea de-a 13-a ediție a Festivalului Național de Muzică pentru Copii. Evenimentul se desfășoară pe parcursul a 3 zile în perioada 22-24 noiembrie. În cadrul concursului sunt înscriși 73 de participanți cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Aceștia vor concura pentru marele trofeu atât la secțiunea de interpretare muzică ușoară și muzică populară, cât și la cea de creație. Un festival unde se interpretează și creează în limba română. Suntem nu printre singurele, ci singurele festivaluri din țară, singurul festival din țară în care se întâmplă lucrul acesta. Ne-am dat seama că dacă noi nu facem lucrul acesta, nu vor mai exista ușor-ușor compozitori care să compună în limba română și copii care să cânte în limba lor maternă. De când organizăm acest festival, toți cei care au câștigat aici premii întâi sau trofee au confirmat valoarea pe care juriul le-a acreditat-o pe scena de la Centrul Cultural Reduta, participând și câștigând la festivaluri internaționale și având prestații excelente alături de mari artiști ai lumii. Anul acesta, președintele juriului este interpretul de muzică ușoară Cătălin Crișan. Câștigătorul festivalului va primi trofeul Fulg de Nea și un premiu în bani în valoare de 700 de lei.